Bine v-am regăsit! Cu acest videoclip încep o nouă serie care va aduce ceva cu totul nou pentru că va fi dedicată experimentelor. La început voi prezenta experimente simple la îndemâna oricui, iar mai târziu vom vedea, depinde de interesul pe care îl veți manifesta pentru videoclipurile din această serie. Dar vreau la început să atrag atenția asupra stării în care se găsesc foarte multe laboratoare științifice din școlile noastre. Vreau, de fapt, să trag un semnal de alarmă. Mă refer, în primul rând, la foarte slaba dotare a laboratoarelor științifice, în marea majoritate a cazurilor, nu spun că peste tot, dar și la slaba lor utilizare și proasta lor întreținere. Aud mereu vorbindu-se despre reforma învățământului, dar nimeni nu vorbește despre laboratoare. Ori reforma învățământului științific, care știm cu toții cât de necesară este, nu se poate face fără a asigura laboratoare bine dotate și fără utilizarea lor sistematică în procesul de învățământ, utilizare care trebuie impusă prin program. Dacă vrem educație științifică de calitate, atunci primul pas este dotarea tuturor școlilor cu laboratoare de fizică, chimie și biologie performante și asigurarea condițiilor necesare pentru ca majoritatea orelor acestor discipline să se desfășoare în laborator și să conțină experimente, măsurători și lucrări de laborator. Mai cred de asemenea că jumătate din notele elevilor la disciplinele științifice ar trebui date pentru experimente și lucrări de laborator. Există în România o mulțime de absolvenți de liceu, în cazul cărora poți număra pe degete de câte ori au fost într-un laborator științific în anii de școală, iar acest lucru este de o gravitate extremă. Iar consecința se vede. Un procentaj incredibil de oameni care pot fi duși de nas cu tot felul de invenții prezentate pe internet, dispozitive perpetuum mobile, free energy, motoare care merg cu apă, motoare cu magneți și așa mai departe. Fără laborator, fizica, chimia și biologia sunt doar povești. Sunt povești frumoase, e adevărat, dar poveștile nu sunt știință, pentru că știința se bazează pe experiment și observație. Această serie mai aduce ceva nou și anume la începutul fiecărui episod voi publica și o fișă de laborator care are rol dublu. Întâi să ajute pe toată lumea să înțeleagă corect experimentul care urmează și în al doilea rând să-i ajute pe profesori începători să-și organizeze experimentele și lucrările de laborator. Cei interesați îmi pot scrie la adresa de e-mail pe care o vedeți și le voi trimite această fișă în formă editabilă, fie Word, fie PDF, cum doresc, astfel încât să o poată modifica și utiliza în conformitate cu materialele pe care le au și cu stilul fiecăruia. Experimentul de azi se numește determinarea valorii accelerației gravitaționale prin metoda pendulului gravitațional. Așa cum tocmai v-am spus, voi începe cu fișa experimentului în care puteți găsi considerațiile teoretice și formula necesară. Puteți găsi de asemenea materialele necesare, montajul experimental, modul de lucru și tabelul cu rezultate. Să vedem fișa.
Înainte de a face experimentul, vreau să vă atrag atenția asupra câtorva greșeli frecvente. Când facem un experiment, putem face trei tipuri de greșeli. Greșeli teoretice, greșeli experimentale și greșeli de calcul. Greșelile teoretice pot fi legate de cele mai multe ori de formulele pe care le utilizăm. Uneori putem alege greșit formula pe care o folosim, adică alegem o formulă care nu descrie corect experimentul nostru sau folosim o formulă greșită sau folosim o formulă care nu ține seama de anumite fenomene care apar în experiment. Atunci când voi descrie experimente la care pot apărea astfel de greșeli, vă voi atrage atenția asupra lor, dar în cazul experimentului de azi, greșelile frecvente sunt de natură experimentală. Și ca să vi le pot arăta, voi realiza întâi montajul. Suntem gata. Acum puteți vedea părțile componente, postamentul, mufa postament, tija lungă, mufa de prindere, tija scurtă, ața și corpul care atârnă, care în cazul nostru este o bilă, dar nu e nevoie să fie neapărat o bilă, să aibă formă de sferă. Orice corp mic și cu densitate mare e bun, însă în cazul unei sfere, e mai ușor de măsurat lungimea, după cum veți vedea imediat. Prima greșeală care se face destul de frecvent este aceea că nu se măsoară corect lungimea pendulului gravitațional. Pentru că lungimea trebuie măsurată până în centrul de greutate sau de masă al corpului care atârnă. Adică din punctul în care firul se poate mișca și, repet, până în centrul de masă al corpului nostru și eu am 37 de centimetri. Sigur că nu este întotdeauna atât de rotund, poate să fie 35,7 și așa mai departe. Deci, atenție la măsurarea lungimii. O altă greșeală este aceea că se imprimă pendulului o mișcare cu amplitudinea unghiulară prea mare, adică ceva de genul acesta. Aici deja nu suntem în aproximația despre care am discutat la teorie. Mișcările pendulului gravitațional sunt oscilatorii armonice doar dacă unghiul este mic. Deci oscilațiile trebuie să fie cam așa și nu cu amplitudine atât de mare cum ați văzut mai înainte. În fine, mai sunt două greșeli care țin de modul în care se numără oscilațiile. De pildă, unii numără în felul următor. 1, 2, 3, 4, adică spun 1 în momentul în care lasă liber pendulul. Deși nu s-a efectuat nicio oscilație până atunci, numărătoarea începe de la 0. Dacă chiar vrei să spui ceva, spui 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Dar nu-i nevoie să spui nimic. Poți să aștepți până pendulul ajunge acolo de unde a plecat. Și anume 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Și ultima greșeală, asupra căreia vreau să vă atrag atenția și nu o să vă vină să credeți cât de frecventă este aceea că mulți numără în felul următor. 1, 2, 3, 4, 5, ceea ce înseamnă că n-au învățat teoria, nu înțeleg ce înseamnă o oscilație completă. Deci, repet, numărarea corectă se face în felul următor. 1, 2, 3, 4 și așa mai departe și ați văzut în fișa experimentului de ce avem nevoie
de această numărare pentru a cronometra timpul în care se efectuează 10 oscilații. Dacă aveți timp, puteți să numărați și mai multe. În principiu, cu cât numărăm mai multe, cu atât precizia va fi mai bună, dar trebuie să găsim un compromis între cât timp folosim și cu ce precizie vrem să lucrăm. Acum putem face experimentul. Vă amintiți că pentru a măsura valoarea accelerației gravitaționale trebuie să știm două lucruri. Lungimea pendulului, o știm deja, și perioada. Și acum să măsurăm perioada. Vom cronometra, așa cum am spus, timpul în care se efectuează 10 oscilații complete. Să pornim cronometru și să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iar timpul, delta T, în care au fost efectuate cele 10 oscilații, îl trecem în tabel. Și dacă facem împărțirea timpului pe care l-am găsit la 10, obținem valoarea pentru perioada oscilațiilor. În continuare, nu vă mai prezint măsurătorile, ci doar rezultatul lor prin intermediul tabelului. Se repetă de două ori tot ceea ce ați văzut până acum pentru lungimea cu care am început și apoi se calculează valoarea medie a perioadei pentru cele trei determinări și se trece în tabel, așa cum vedeți. Și acum avem și lungimea și perioada, putem calcula valoarea accelerației gravitaționale notată în tabel cu G mic 1. Apoi se schimbă lungimea pendulului, îl facem mai lung sau mai scurt, nu prea scurt, pentru că e greu să mai rămânem în aproximația unghiulară despre care am vorbit, dacă pendulul e foarte scurt, și repetăm din nou de 3 ori măsurarea timpului pentru noua lungime, L2, așa cum vedeți în tabel. Și găsim din nou de 3 ori trei valori pentru perioadă, găsim valoarea medie pentru perioada corespunzătoare a acestei lungimi și calculăm din nou o valoare pentru accelerația gravitațională, G mic 2. Și în ultima parte schimbăm încă o dată lungimea pendulului și facem din nou același lucru pe care l-am făcut deja de două ori. La sfârșit ne mai rămâne doar să calculăm media celor trei valori pe care le-am găsit ale accelerației gravitaționale, media lui G1, G2 și G3 și acesta va fi rezultatul final. Repetarea măsurătorilor are rolul de a reduce erorile de măsurare prin compensare. Sigur, se poate calcula și eroarea, în cazul unor experimente voi arăta și cum. V-am arătat deci cum se poate măsura valoarea accelerației gravitaționale cu ajutorul unui pendul gravitațional. Este unul dintre experimentele care, după părerea mea, trebuie să fie inclus pe lista experimentelor obligatorii în programa de liceu. Și după cum vedeți, cu mijloace experimentale simple, am găsit totuși o valoare destul de bună pentru accelerația gravitațională, care la latitudinea țării noastre are o valoare de aproximativ 9,81-9,806, depinde și de locul în care ne găsim. Dacă vreți să măriți precizia măsurătorii, trebuie să folosiți un fir mai lung și metode mai precise atât pentru măsurarea lungimii pendulului, cât și pentru măsurarea perioadei. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!